Ca de obicei, sala de conferințe a Hotelului Roman a găzduit miercuri 15 iunie o nouă conferință publică a Academiei Petru Tocănel, care anul acesta și-a propus ca tematică dezbaterea celor 10 porunci biblice. Conferința a fost moderată de data aceasta de către preotul Alois Moraru, de la Parohia Catolică din Barticești. Provoc ca la începutul acestei întâlniri să ne gândim la un alt Tocănel. E vorba de Carmil Tocănel, fratele părintelui Petru, pe care îl evocăm de atâtea ori în cadrul Academiei, și să spun celor care nu știu că începând din ziua de 6 decembrie anul trecut, Academia Petru Tocănel are și o filială la Barticești. De ce la Barticești? Pentru că acolo s-au născut acești frați despre care vom vorbi mai mult în seara aceasta. Despre părintele Petru s-a vorbit foarte mult, mai ales din anul 2002 sau chiar mai devreme, chiar din 1992 când a trecut la cele veșnice. Dar despre părintele Carmil informațiile sunt mai puține, iar noi la Barticești căutăm să scoatem în evidență și personalitatea părintelui Carmil, care a fost un muzician deosebit, un profesor talentat care a predat foarte mult la Iași. La Barticești funcționează o filială a Academiei Petru Tocănel, pentru că acesta e locul de baștină al fraților Tocănel cunoscuți preoți catolici. De altfel, conferința a început cu evocarea figurii preotului Carmil Tocănel, fratele mai mare al prelatului Petru. Și de aceea corul parohiei noastre, și vorbesc acum ca paroh la Barticești, poartă acest hram, această titulatură de corul Carmil Tocănel, care la începutul acestei întâlniri ne va încânta cu 3 melodii. E vorba, în primul rând, de o melodie, o creație proprie de-a părintelui, apoi un imn în cinstea Sfântului Iosif, care este patronul parohiei noastre, și când vorbim despre porunca a șasea și ne gândim la curăție, trebuie să ne invocăm mereu prezența și asistența Preasfintei Fecioare Maria, Maica Preacurată. De aceea invit corul să ne prezinte aceste 3 cântece, cor pregătit de domnul dascăl Petru Balint. Corul parohiei catolice din Barticești, dirijat de dascălul Petru Balint, a interpretat 3 melodii, acompaniat fiind la orgă de preotul Cristian Dumea, dirijor al corului Scola Cantorum Mușatina. Publicul a răsplătit cu aplauze evoluția corului și a apreciat informațiile primite referitoare la frații Tocănel, conținutul întregii conferințe de dezbaterea celei de-a 6-a porunci biblice, cum să nu faci fapte necurate, îl veți putea urmări la postul de televiziune Roman 24 online.